Prezența zilnică a urșilor în județul Vaslui a început să-i sperie pe localnici. Dacă acum câteva luni au fost observate doar câteva urme la granița cu județul Neamț, de aproape o lună urșii au început să coboare tot mai des în localitățile aflate în vecinătatea pădurii. Până și primarul comunei Ivănești s-a întâlnit cu un urs. Cea mai recentă apariție a unui urs a avut loc în comuna Ivănești. Nu este frică. E animal mare și puternic. Poate să ne ucidă animale și pe noi, animal care e foarte puternic. E periculos, pentru că e un animal venit de unii venit și noi avem animale, copii, aproape de... E un sat situat aproape de păduri și cam periculos. Animalul, el își caută prada și ți-e frică să ieși din casă, pe drum sau noaptea e mai greu. Primarul comunei s-a întâlnit față în față cu animalul sălbatic. Tot el este cel care a organizat prima acțiune pentru îndepărtarea acestuia din zonă, însă în zadar. Noi am făcut chiar o acțiune de îndepărtare a ursului din zonă. Ursul a fost văzut, efectiv, a ieșit în fața mașinii. Am respectat legislația în vigoare și am început o acțiune de îndepărtare a ursului, respectând protocolul care se impune în asemenea situații. A doua zi am primit din nou apel, a fost apel din nou pe 112. Ursul practic s-a întors în zona noastră. Pericolul a fost analizat în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vaslui, care a luat deja primele măsuri. În pădurile pe teritoriul județului Vaslui sunt peste 10 exemplare de urs. Am monitorizat și am identificat două femele cu pui. Ca primă măsură am cerut tuturor UAT-urilor să ne trimită în termen de câteva zile actul administrativ prin care au constituit comisia de intervenție, echipa de intervenție, ce va activa în momentul apariției ursului pe raza UAT-ului respectiv. Și în afară de această echipă am solicitat contractul de prestări servicii de permanență și intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarilor de urs brun. Deocamdată nu avem semnalate atacuri și sperăm nici să nu fie. Autoritățile sfătuiesc pe cetățeni să fie prudenți, iar în cazul în care văd un urs, să sune imediat la 112.